fiecare om în parte trebuie să-și dea seama că violența nu este ceva normal. Prea des lumea tace, lumea ascunde pentru a păstra niște lucruri abstracte și inexistente, fiindcă acolo unde este violență nu există o familie care funcționează normal. Despre drepturi egale ar trebui să se vorbească non-stop, tot anul, nu doar de 8 martie. În familie sau dacă nu e posibil, la grădiniță, la școală, deci discuția despre drepturile femeii ar trebui instituționalizată și să vorbească cât mai des despre asta. Și în felul ăsta o să se conștientizeze și o să răzbată și în cetatea cea mai ermetică, unde de regulă îi se încalcă femeii drepturile în familie. Dar asta va contribui și la schimbarea situației politice. Femeia nu va mai fi discriminată la accederea în funcții decizionale, la salarizare și în alte ipostaze în spațiu public. Deci cât mai mult discuție despre asta, cu atât mai bun efectul. Sărbătoarea asta pentru mine este o zi anumită, o zi foarte scumpă, o zi care am dat viață la copii, o zi care suntem stimați, adorați de soți, de copii, de toată lumea înconjurătoare. Dar restul zilelor? Și restul zilelor, de asta cea mai principală. Așa, sărbătorim, dar nu tare. N-am când, e ca vânt flori, taman. De ce sărbătoriți? Sărbătoresc duminica mai tare, când mă odihnesc. De ce sărbătoresc azi femeile ca tare? Sărbătoresc 8 martie, adică cineva le dă o floare, stimată mama, sora, adică partea femeiască e ceva frumos, că stimată, să dăruiești cineva o floare, ori, mai știu eu. E corect numai de 8 martie să facă? Nu, e făcut corect întotdeauna. Eu am părere că ar fi pentru totdeauna să fie femeie stimată și respectată și nu ne permite noi bărbații violența asupra parții feminine. Nu înseamnă nu! 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 Violența, hărțuirea nu e doar o problemă a femeilor, e o problemă întâi a bărbaților, e o problemă care ne privește pe noi toți ca societate. Problema aia care nu depinde de limbă, nu depinde de etnie, nu depinde de religie, nu depinde de statutul social. Toți putem fi victime sau cei care abuzează. De-aia eu mă bucur să văd atâta lume, să văd bărbați și să spunem cu toții că hărțuirea nu înseamnă doar viol, hărțuirea înseamnă și milioanele de gesturi mărunte. Nu violul lor față de copii. Și eu sunt foarte mândră de copii, eu sunt foarte mândră de faptul că noi ajungem să creștem copii, noi ca mame și tați, noi ca organizațiile guvernamentale și instituții ale statului. Să nu uităm cum a început 8 martie, 106 ani în urmă, femeile care au ieșit la proteste au fost bătute cu pietre pentru faptul că și-au cerut dreptul la vot. Iar astăzi noi cerem mult mai mult, avem mult mai mult, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne oprim. Felicitări tuturor! Ceea ce se face de 8 martie e o sărbătoare de care cumva în mod tradițional se sărbătorește în modul următor. Femeia timp de 2 zile pregătește fastos masa, cheamă oaspeții și soțul închină primul tost în cinstea soției. Și auzeam istoria asta acum de la o prietenă și după ce a închinat primul tost, să fii sănătoasă femeie și mulțumesc că existi pentru că îmi aduce lumină în casă și în suflet, îi zice, băi, dar stai, uite și cum asta
dacă nu mi-ai adus și pâine, tu te rog și adu și pâine. Și așa sărbătorim de regulă 8 martie ziua femeii. Deci cumva și modul ăsta de a sărbători tradițional ziua femeii nu este chiar o sărbătoare pentru femeie. Femeia nu se simte atunci deosebit. Și rutina asta zilnică de pregătire a sărbătorilor e și pentru 8 martie. Și ceea ce am făcut acum a fost de fapt să ne aducem aminte despre rădăcinile acestei sărbători, de unde vine și de fapt ce a însemnat pentru primele femei ziua de 8 martie, și asta însemna ieșirea în spațiu public, acăpărarea unui spațiu public cu voci de femei, cu voci de femei care știau ce vroiau, cu femei care vroiau drepturi egale, cu femei care nu mai vroiau să fie hărțuite în stradă sau acasă. Eu mi-aș dori de la societate să vadă altfel femeia, să o vadă ca o persoană care are aceleași drepturi ca și bărbatul până la urmă. Femeia are și ea un drept oarecare, ei să se îmbrace în ce vrea, să facă ce vrea, să se ducă acolo unde vrea, să nu îi se impună anumite reguli, pentru că doar este femeie. Chiar dacă nici pe departe femeile sunt sexul slab, cum este obișnuit societatea noastră să spună, ele sunt puternice, numai că trebuie susținute. Cu părere de rău, data de 8 martie a fost alterată în regiunea noastră și a devenit o sărbătoare a florilor, bomboanelor și a cratecelor dăruite. Însă, sensul real al datei de 8 martie este lupta pentru egalitate, pentru echitate între bărbați și femei. Și eu aici îndemn prin acest mesaj ca bărbații să respecte consimțământul și să înțeleagă că nu din partea unei fete înseamnă nu. Și în această zi vedem foarte mulți guvernanți care se întrec în discursuri și gesturi pompoase, și atunci eu aș îndemna, dacă totuși aceste discursuri și aceste gesturi făcute sunt sincere, să fie făcute tot anul împrejur, începând de la inițiative și modificări legislative care asigură drepturi egale între femei și bărbați, și poate să finiseze cu flori și cadouri și alte gesturi, dar după ce le garantăm femeilor drepturi egale și respectarea drepturilor.